veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Despre păcat, această problemă care ne necăjește pe noi, acest lucru care ne aduce moartea. Am putea compara păcatul cu o boală, de altfel boala este o urmare a păcatului. Boala are un moment în care intră în corp, ca și un virus. Când este contactat acel virus, urmează, în mod normal pentru orice boală, perioada de extindere a ei, când cuprinde la niște cote mai mari ființa omului. Și mai departe urmează tratamentul, iar dacă nu cu vremea, în mod normal o boală culminează cu moartea. La fel este și cu păcatul. Există un moment în evoluția păcatului când apare. El se dezvoltă, bancă într-un ritm foarte alarmant și în final aduce moartea, dacă nu cumva intervine un tratament spiritual pentru a fi eradicat, pentru a fi eliminat, dat afară. Din această temă vastă a păcatului, o să împărtășim împreună evoluția păcatului, și anume, în primul rând, apariția păcatului, cum apare păcatul, sau mai exact, cum a apărut păcatul în diferite momente ale istoriei. Și am putea nota aici că au fost unii care au comis pentru prima dată acel păcat. În univers, pentru prima dată, a căzut în păcat Satan. Apoi, așa după cum știm, prima care a păcătuit dintre muritori a fost Eva. Mai târziu, de exemplu, o să ne referim la Ieroboam, împăratul lui Israel. El a fost primul care a introdus închinarea la viței. A avut o rădăcină undeva la Aron, dar aia a fost foarte scurtă. A fost primul care a introdus în Israel închinarea la cei doi viței. Ahab, spre exemplu, a fost cel care a introdus închinarea la Baal și la Astartea. Așadar, vreau să urmărim aceste puncte în care păcatul a pătruns, fie păcatul inițial, original, fie alte forme de păcat în felul în care ele au pătruns. Pentru că același lucru se întâmplă și acum în vremea noastră. Să presupunem că, și așa este, generația dinaintea noastră nu a cunoscut, ne referim în mod special la nivel de biserică, un anumit păcat. Dar cineva l-a introdus. Să socotim, de exemplu, într-o biserică nu s-a băut deloc. Dar cineva mai ispitit, mai slab, și-a permis să bea. Și am putea spune, el a fost primul care a băut într-o anumită biserică. Cu vremea, acest aluat al păcatului dospește și în câțiva ani vor fi mulți care vor bea în acea biserică. Este cu introducerea păcatului ca și cum ar avea cineva o invenție, ar produce o invenție, ar face o mașină și acea mașină poartă numele celui care a inventat-o. Și în mod normal, cel puțin câțiva ani, cel care deține licența sau brevetul respectiv de invenție, de inovație, ce-o fi, îi revine o cotă parte din fiecare serie, din fiecare lot de vânzare. La fel și în privința introducerii păcatului, cel care este inițiatorul, Dumnezeu îi încarcă de la fiecare din păcat pe măsură ce se vrășește generația următoare, îi încarcă și lui. Vom vedea noi, la momentul potrivit, lucrurile acestea. Însă, imediat după ce păcatul apare, este introdus un anumit păcat, într-o anumită sferă a societății, el se dezvoltă, se proliferează urgent. Dacă a intrat păcatul în Eva și apoi imediat în Adam, citim pe timpul lui Noe, în Geneza capitolul 6, versetul 5. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Deci păcatul odată introdus nu rămâne așa să se manifeste pe aici, pe acolo, câte unul mai păcătuiește. El ajunge la o culme, la un vârf, când nu mai poate fi suportat de Dumnezeu și atunci ia măsuri, cum a făcut la potop și cum îi spune la Avram în Geneza capitolul 15 despre cananiți. 15 cu 16. În al patrulea neam, evreii din Egipt se vor întoarce aici, căci nelegiuirea amoriților nu și-a atins încă vârful. Deci atunci când își atingea apogeul, păcatul, Dumnezeu intervenea și nimicea lucrarea.
după cum a făcut comparația cu boala, când atinge un stadiu foarte agravat, omul moare. Haideți să pornim acum la drum și să urmărim într-o primă parte originea păcatului, la Satan și la Adam. Apoi, într-o a doua parte, vom urmări alte invenții păcătoase, și anume am luat numai trei, Balaam, Ieroboam și Ahab. Urmând ca a treia parte, să urmărim câteva principii, câteva legi, după cum funcționează. Eu ne-am numit legile fără de legi. Deci uitându-ne mai întâi la păcatul luciferic, la păcatul îngerilor. Spune Biblia despre Dumnezeu, ne putem imagina că la început, când totul a fost bine, în Iacov 1 cu 13 spune așa: nimeni când este ispitit, deci nici Satana chiar, să nu zică sunt ispitit Dumnezeu sau m-a ispitit Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El nu ispitește pe nimeni. Deci în mod sigur, nu Dumnezeu l-a provocat pe Satan să păcătuiască. El a păcătuit de la sine. Cum s-a petrecut acel lucru, Biblia nu ne spune cu exactitate. Ba, dimpotrivă, Pavel spune în 2 Tesaloniceni 2 cu 7, căci taina fără de lege. Știți că păcatul este o fără de lege. Efectiv, în totalitatea ei rămâne o taină. Cum s-a petrecut și când exact și sub ce formă taina aceasta fără de lege, când a izvorât în univers? Ce mai putem să știm, spune Pavel la 1 Timotei 3 cu 6, despre lucrători, să nu fie întors la Dumnezeu de curând, ca nu cumva să se îngânfe, să cadă în osânda diavolului. Am putea zice de aici că posibil diavolul la scurt timp, după ce a fost pus în slujbă acolo sus de Dumnezeu, a căzut. Evident că a căzut în primul rând prin mândrie, așa cum scrie aici. Trecând doar în fugă peste acele două texte din Ezechiel 28 și Isaia 14, care descriu căderea lui Satan, menționăm doar câte ceva. Ceea ce l-a doborât pe Satan a fost în primul rând mândrie, așa spune Biblia aici, Ezechiel 28 cu 2, pentru că ți s-a îngânfat inima și ai zis, eu sunt Dumnezeu, versetul 5. Prin marea ta înțelepciune, prin negoțul tău, ți-ai mărit bogățiile și inima ți s-a îngânfat foarte mult, și versetul 17, ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale, ți-ai străcat înțelepciunea cu strălucirea ta. De aceea te arunc, căci după mândrie urmează căderea. Putem înțelege de aici că Satan, datorită poziției care deținea, datorită privilegiilor care le avea prin creație înaintea lui Dumnezeu, rămâne o taină cum s-a născut păcatul în el, dar clar este că a luat ființă păcatul în Satan. A dorit să fie undeva echivalentul coegalul lui Dumnezeu, Isaia 14, de la versetul 12, cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiul al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu biruitorul neamurilor? Păcatul provoacă niște căderi extraordinare. Tu ziceai în inima ta, deci el în inima lui, acolo s-a născut, printr-o voință proprie, mă voi și în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele Dumnezeu, care ar putea fi o prefigurare a îngerilor, voi ședea pe muntele adunărului Dumnezeilor, la capătul miază noaptei, mă voi sui pe vârful norilor și voi fi ca cel prea înalt. A vrut neapărat, a fost mânat de patima aceasta să fie egalul lui Dumnezeu. Și de acolo a fost aruncat jos. După momentul intrării păcatului în Lucifer, păcatul a intrat în sfera îngerilor. Nu știm cu date exacte când și cum, citim doar trei versete pe linia aceasta. Iuda, versetul 6, el, adică Dumnezeu, a păstrat pentru judecata zilei celei mari, judecata de apoi, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Adică n-au fost vrednici de slava și de însărcinarea ce le-a dat-o Domnul. Și-au părăsit locul, au vrut altceva, au urmat pe Satan în răzvrătirea sa, am putea înțelege aceasta din Apocalips 12 cu 3, cu coada trăjat după el la treia parte din stelele cerului și le-a aruncat pe pământ. Influența lui Satan asupra îngerilor i-a perturbat și
Dacă așa este, cu exactitate Biblia nu insistă pe aceste lucruri, a treia parte i-a doborât din locurile lor, dar și ei au acceptat această provocare din partea lui Satan. Și ordinea aceasta în care au păcătuit este și ordinea judecății, spunea Domnul Iisus în Matei 25, versetul 41. Vă zicelor, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic, pregătit diavolului, căci el a căzut primul și din moment ce a căzut, fără urmă de reabilitare, a fost pregătit iadul pentru el. Au căzut și îngerii, le-a fost pregătit și îngerilor. Și continuând, au căzut oamenii, nu mai vor să se întoarcă, vor avea și ei aceeași soartă. Am amintit acest aspect al căderii îngerilor, că este originea păcatului și de asemenea să ne apuce teama de la ce înălțim se poate cădea. Ce lucruri pot să aducă oamenilor pieirea și distrugerea pentru eternitate. Să privim însă acum la păcatul adamic. Ne întorcem la cartea Genesei, capitolul 3. După cum bine știți, au fost ispitiți de Satan. Să ne uităm în versetul 6, cum au fost ispitiți în duh, în suflet și în trup. Că această ispitire se manifestă și astăzi sub forma aceasta. Aceste trei forme, trei entități care le are ființa umană. În trup, femeia a văzut că pomul era bun de mâncat, dar nu mănânci cu sufletul. Asta ține de tovarășul stomac. Pofta firii pământești. Știți că și la Domnul Iisus a dus pe undevea pe aici să facă apel la necesitățile cărnii și să fie omul provocat. Apoi a afectat sufletul, plăcut de privit, acea poftă a ochilor. Asta ține de felul nostru de gândire, că îți place un lucru sau altui place alt lucru. Este o ispitire în suflet care te provocă să te uiți la un lucru, să-l admiri, să încânți o anumită scenă sau o anumită lucrare. Ceilalți pomi din grădină nu erau frumoși? Credeți că într-adevăr acesta a fost mai frumos ca ceilalți? Nu cred. Dar așa se întâmplă. Când vrea diavolul să pună pe un om să păcătuiască cu o femeie, de exemplu, cunoaștem cazuri. Femeia lui poate e mai frumoasă de nu știu câte ori. Și se uită la una care este străcată, dar fizic nu-i frumos. Dar diavolul îi arată că aia e plăcută de privit. Îl ispitește sufletește. Și apoi în duh. Era de dorit să deschidă mintea, acea lăudoroșenie a vieții. Era de dorit și le propune ce a vrut el să facă, le propune și lor și spune, și veți fi ca Dumnezeu. Vedeți? Diavolul, putem admite că le-a propus o asemenea gândire. Eu ce am vrut? Am vrut să fiu ca Dumnezeu. Dar eu nu vă țin ca Dumnezeu așa subjugați, subalter, cum îi ține pe ceilalți îngeri. Eu am vrut să fiu ca Dumnezeu și vreau ca și voi să fiți pe aceeași linie, frați să fim, toți să fim ca Dumnezeu. Iată cum a fost omul bombardat în toate aceste domenii ale sale. Tot rămânând la păcatul acesta adamic, de unde și-a dat seama Adam că a păcătuit? Cum putea să știe Adam că acesta este păcatul? Că el până atunci nu a mai săvârșit păcat. Păcatul pentru el și moartea era ceva de domeniul teoriei. Uitându-ne aici și apoi chiar generalizând, păcatul este o fără de lege și o neascultare. El a avut o singură lege, să nu mănânci de aici. A încălcat-o. Dar nu doar legea a încălcat-o. Că el nu știu în ce măsură a avut scris lucrul acesta. Dar nu l-a ascultat pe Dumnezeu care i-a vorbit direct. Vedeți, noi avem scris cuvântul în Biblie și poate îl citim, poate nu îl citim. Dumnezeu ne vorbește și direct, prin predici, prin alte mesaje, prin Duhul Sfânt. Gălcăm și legea scrisă, nu ascultăm nici glasul lui Dumnezeu care ne vorbește. Spune Apostolul Ioan 1 Ioan 3 cu 4, păcatul este o fără de lege. Spune Pavel, Roman 5 cu 19, căci prin neascultarea unui singur om a intrat păcatul în lume. O singură neascultare. Este păcat, constituie păcat. Apoi, doar o singură definire a păcatului. Păcatul este o insultă și o înșelare.
pe Dumnezeu l-a insultat, l-a jignit. Și s-a simțit Adam așa, lui a fost rușine apoi, i-a fost frică, și pe el s-a înșelat. Spune în Evrei, capitolul 3, versetul 13, niciunul din voi să nu se împletească prin înșelăciunea păcatului. Când apare păcatul în viața lui Adam și apoi în viața noastră, neascultarea asta, pentru Dumnezeu e jignire, e o neascultare. Dar pentru noi este o mare înșelăciune. Vedeți, nu știu cât a fost de lung, din momentul în care a început să-și dorească, că pomul era de dorit, și până în momentul în care a consumat. În mod sigur, după 2-3 bucățele de fruct, deja a început să intre procesul degradării în om. Dar cât o fi fost perioada asta de ispitire? Nu scrie Biblia. Dar noi putem gândi la noi. Te ispitește diavolul cu un lucru, cu o mâncare. Ești în post, te ispitește. Și aia îți pare că n-a făcut soția cartofi ca aia sau mâncare ca aia de când e cu tine. Îți pare că fructele alea din piață s-a duse din rai, mai ceva ca astea. Și există momentul ăsta din care începe să se nască pofta să te fiarbă și până în momentul în care o făptuiești. Și ăsta ți se pare că dacă ai ajunge acolo, ai deține fericirea. Ca să nu mai vorbim de alte păcate care li se pară oamenilor că atunci ajung unde nu trebuie. Dar imediat ce l-a gustat, ce s-a întâmplat? Cum a venit peste Adam? O spaimă? O frică? A fugit? Cu ce repeziciune și-or fi întocmit acele haine de smochin? Așa se întâmplă în viața omului când păcătuiește pentru prima dată. O teamă, o spaimă. Primul păcat când intervine are aceste urmări ale sale. Și la scurt timp a venit Dumnezeu. Nu știu cât timp de judecare numai de conștiință le-a dat Domnul și a venit și i-a alungat afară din rai, spune Genesa capitolul 2. Și nu doar că i-a alungat afară, dar din acel moment cunoșteau binele și rău, conștiința începea să-i judece, nu mai aveau putere, încercau să facă fapte. Și Adam era deja în starea aceasta în care sunt și oamenii astăzi. Știe care e binele, știe care e un mod deosebit cei care cunosc pe Dumnezeu. Dacă nu-l faci, te mustră în urmă, Satan te judecă, te urmărește. Și apoi să nu mai vorbim de urmările celelalte. Adam a rămas cu o natură coruptă, copiii imediat s-au ucis unul pe celălalt și Dumnezeu a intervenit de la Geneza 3 cu 16 la 19 și a pedepsit-o pe Eva, pe Adam, a blestemat pământul, totul s-a umplut de praf și de spini. Și în final, moartea care îl pândea pe Adam și știa că se apropie de el. Ce înșelăciune! V-ați gândit vreodată ce regrete a fi avut Adam și Eva? Noi citim în Biblie despre Petru care a ieșit afară dintr-o curte a marului preot și a plâns cu amar. Cum o fi plâns Adam și Eva, nu ieșiți afară dintr-o curte, ieșiți afară din rai? Pentru plăcere de o clipă, ce înșelăciune le-a dat diavolul? Acel moment ar trebui orice om, înainte de a păcătui, să-l vizualizeze. Înainte de a face un păcat, să te imaginezi în rai, să-l vezi pe Satan cum vine și să te vezi scos afară. Și apoi toate urmările de atunci și până acum, toate sunt imputabile acelui fapt. Și oamenii vorbesc și astăzi. Adam e de vină. Eva. Da. Așa spune și Biblia. Există o unitate naturală în Adam și este imputat lui. Și spune și Biblia și Noul Testament. Adam s-a făcut vinovat. Eva mai întâi și-au păcătuit. E păcatul lor. Și de atunci oamenii nu ascultă într-una. Hai să privim acum la alte stări în care păcatul a pătruns. Eu i-am numit pe oamenii aceștia inventatori de păcate. Să ne ducem cu gândul la ceea ce spune Dumnezeu în cartea lui Ieremia, capitolul 32, zice aici versetul 35, că au făcut unele lucruri care nici nu-mi trecuse prin gând ca o să facă asemenea grozăvii ca să ducă pe Iuda la păcat. Ei, nu neapărat că Dumnezeu n-a anticipat și că nu cunoaște dinainte. Dar au inventat anumite lucruri, cum spune Romani 1, născocitori de rele. Sunt unii oameni care se bucură să fi fost ei primul păcătos. Satan face din asta o marcă deosebită. Uitându-ne la Balaam, citim mai întâi câteva versete care îl prezintă în Noul Testament. El a mers bine până într-un punct. Și de acolo a urmat calea lui, până acolo a mers pe calea Domnului. Iuda 1 cu 11 a urmat calea lui Cain și spune rătăcirea lui Balaam. De acolo a rătăcit. Și mai exact spune în Petru, 2 Petru 2 cu 15, după ce au părăsit calea cea dreaptă, Balaam a avut un punct kilometric de unde s-a abătut. Au rătăcit și a urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fără de lege. Balaam a fost unul care a provocat poporul Israel la păcat și eu l-am numit acesta
păcatul învățăturii false. Privind acum, cum credeți că se răspândește un păcat în popor? El nu se poate răspândi, n-are nicio putere fără predicare, fără învățătură. Și sunt unii care îl calcă pe urme la Balaam și predică anumite libertăți, care le-a predicat și Balaam aici. Predică anumite lucruri, sau cel puțin învață în dos, că tot predicare se consideră, tot învățare, și duce poporul în rătăcire. În Numeri, deschideți vă rog, să vedeți diferența de când era Balaam cum trebuie și când a început să rătăcească. Numeri 22, cu versetul 8. Auziți ce spune el? Rămâneți aici peste noapte, când au venit solii prima dată de la Balac. Și vă voi da un răspuns. După cum va spune Domnul, apoi 18, să-mi dea Balac chiar și casa lui plină de argint și de aur și tot n-aș putea să fac niciun lucru, fie mic, fie mare, împotriva poruncii Domnului Dumnezeului meu. Însă în viața lui, iubirea de bani, așa spune Noul Testament, descoperit Domnul prin Duhul, l-a tras încet, încet. Și de dragul banului, și astăzi în religie, dacă vreți, de dragul banului se învață atâtea lucruri rele, că altfel enorea și nu mai plătesc. Și oamenii introduc păcate prin slujba care o fac ca și Balaam, fie pe calea predicării, fie pe calea prorociei. Balaam a făcut și pe una și pe alta. Până aici el s-a comportat așa, dar uitați-vă mai departe, la versetul 19. Totuși vă rog, rămâneți aici peste noapte și voi vedea ce îmi va mai spune Domnul. Aș vrea să înțelegem un lucru, Dumnezeu nu se schimbă. Învățătorii aceștia care spune, dacă îi pune o anonimă, ce trebuie făcut aici? Așa trebuie făcut. Dacă spune, auzi, asta mă privește pe mine, astea sunt rudenile mele, uite, ăștia sunt niște oameni care ne-au ajutat. Stai să mai vedem. E deja gata. Numai să mai vedem. Dumnezeu a venit noaptea și a spus, du-te, dar să faci numai ce îți voi spune. Și uitați-vă când a venit îngerul în fața lui, 32, eu ți-am ieșit să stau împotrivă, că drum pe care mergi este un drum care duce la pierzare înaintea mea. N-a vrut să se trezească. 35. Du-te cu oamenii aceștia, dar să spui numai cuvintele pe care ți le voi spune eu. Și Balaam a plecat înainte cu căpetenile lui Balac. Dar el a spus cuvinte care nu i le-a spus Domnul să le spună. Iată cum intră păcatul, un anumit păcat nou în biserică, că despre asta vorbim noi. Se găsește unul care are motive de bani sau alte motive și învață așa că se poate și așa. Măcar că a avut din partea lui Dumnezeu să nu facă așa ceva. Însă el și-a răspândit învățătura și spune Biblia în Apocalips, a rămas ca o emblemă negativă acest Balaam, Apocalips 2 cu 14, dar am ceva împotriva ta, spune conducerea unei biserici. Biserici întregi chiar. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înainte copilului Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dea la curvie. Și uitați-vă ce tentant a fost acolo în Numeri 25, ispita aceasta a lui Balaam. Numeri 25, versetul 2. Ele au poftit poporul la jertfele dumnezeilor lor, poporul a mâncat și s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor. Iată cum Balaam este unul care a introdus păcatul în Israel, prin învățătură. Frați și surori, astfel de predicatori sau desfățuitori nu-i primiți și să ne păzească Domnul să-i primim și noi, că aceștia vor introduce păcate în popor. Și ce a tras aceasta? Dacă întoarcem aici pagina, versetul 9, 24.000 au murit uciși de urgia aceea. Cine a deschis drumul la păcatul acesta? Balaam. Cum? Învățând ceva greșit. Un alt deschizător de păcate este Roboam, deschideți acum la 1 Împărați 12. Eu l-am numit acesta păcatul inițiativelor proprii. Spuneam că a avut el ideea de undeva din vechime, că nimic nu-i nou, că și Aron a fost tot un model lumesc, dar tras pe calapot propriu cu vițelul. 1 Împărați 12 cu 26. Invenția lui și a câtorva sfătuitori. Ieroboam a zis în inima sa, împărăția s-ar putea acum să se întoarcă la casa lui David, dacă poporul acesta se va mai sui la Ierusalim să aducă jertfe. Versetul 28, după ce s-a sfătuit, a făcut doi viței și a zis poporului, destul va sui la Ierusalim, Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. A pus unul la Betel, pe cel la Dan
Și fapta aceasta a fost un prilej de păcătuire. Poporul se ducea să închine înaintea unuia din viței până la Dan. Ieroboam a făcut și o casă de înălțimi, a pus preoți luat din tot poporul care nu făcea parte din fiii lui Levi. A rânduit o sărbătoare după niște date luate de el în mod arbitrar. Și acești viței au rămas acolo până când s-a dus poporul în robie, nimeni nu i-a mai dat jos. Cine a fost vinovat pentru ei? Ieroboam. Cum i-a venit invenția asta? Lui în minte, satana, bineînțeles, i-a șoptit-o și s-a mai sfătuit cu câțiva să facă doi viței. Și generațiile următoare care au venit la rând s-au închinat la viței lui Ieroboam, în frunte cu împărații respectivi. Nu doar viței, a reinstalat altă formă de preoție, în mod arbitrar, cine vrea, a rânduit alte sărbători și lucrurile acestea se manifestă și astăzi. De unde atâtea religii? Fiecare cu viței lui. A fost unul care a întemeiat. Dar de ce? Ce motive a făcut pe oameni să țină atât de mult o formă din asta? Spune aici care au fost motivele lui. 12:26. Împărăția s-ar putea acum să se întoarcă la casa lui David, dacă poporul acesta se va duce la Ierusalim să aducă jertfe. Și se vor întoarce la Roboam și pe mine mă vor omorâ. De ce fac astfel de lucruri și au fiecare viței lor? Ca să nu piardă banul, să nu piardă scaunul și să nu se strice organizația. Să rămână. Spune tot despre ei în 2 Cronici 13:9. Oricine venea cu un vițel și 7 berbeci ca să fie sfințit, se făcea preot al celui ce nu este Dumnezeu. Scaunul și banul. Au instalat doi viței în țară, care a ținut Israelul împărțit în două și l-a rupt de Dumnezeu. Și s-a dezvoltat urgent acest păcat, deschideți la 1 Împărați 16, să vedem ceva aici. 16:2. După dinastia lui Roboam, a urmat Baeșa. Eu te-am ridicat din țărână și te-am pus mai mare peste poporul meu, dar pentru că ai umblat în calea lui Ieroboam. Rețineți, Ieroboam a deschis o cale nouă la păcat și ai făcut pe Israel să păcătuiască. Apoi, versetul 19. Săvârșind păcatele pe care le făcuse Ieroboam și făcând și pe Israel să păcătuiască. Și 26. A umblat în toată calea lui Roboam fiului Nebat și s-a dedat la păcatele în care târâse Roboam pe Israel, mânind prin idolii lor pe Domnul Dumnezeul lui Israel. Ieroboam a inventat acest păcat și de atunci toți l-au făcut, că el a deschis un drum pentru păcat și a luat, evident, pedeapsa de la Dumnezeu, a fost măturat cu toată casa lui pentru ceea ce a făcut. Dar hai să ne întoarcem puțin la vremea noastră. Pe diferite motive, oamenii lasă câte un păcat. Și toți îl fac acel păcat la rând, că după ce s-a instalat, e mai greu să-l scoți. E adevărat, e vinovat și primul care l-a introdus, dar și toți ceilalți la rând. Și al treilea caz este cazul lui Ahab, 1 Împărați 16, tot aici, scrie de la versetul 30. Ahab, fiul lui Omri, a făcut ce este rău înaintea Domnului, mai mult decât toți ce fusese rău înaintea lui. Ăsta a mai lățit drumul păcatului. Și ca și cum ar fi fost puțin lucru pentru răsidea la păcatele Roboam, a mai luat de nevastă și pe Izabela, fata lui Etbal, împăratul Sidoniților, și a slujit lui Baal și s-a închinat înaintea lui, a ridicat un altar pentru Baal, a făcut un idol Astartei, a făcut mai multe rele decât toți împărații lui Israel care fuseseră înaintea lui ca să mânie pe Domnul Dumnezeul lui Israel. Și am numit acest păcat păcatul încuscririi. Cum a pătruns în Israel Baal și Astarteia? Printr-o căsătorie cu una din afară. Și ea a venit cu toată instalația ei. Eu nu știu, de exemplu, cine în țara asta a fost primul pocăit care a avut televizor. La Dumnezeu înregistrat. Primul care a introdus un păcat. Și asta s-a făcut prin încuscrire. Și ea a venit cu toți Dumnezeii ei și cu toată instalația ei. De altfel, cine se căsătorește cu cineva de afară, să nu mai spuneți la nimeni că e pocăit. Ahab era pocăit? Era israelit. Dar s-a putut căsători cu cineva de afară, că era undeva foarte aproape de lume. Dar atunci când s-a căsătorit, nu s-a dus el acolo. Se spunea de America, vedeți, când se căsătorește unul de aici cu ăla din America, nu vine ăla din America aici. Se duce ăsta de aici în America. S-a încreștinat Izabela. A venit Izabela în Israel. Numai că a venit cu toată lumea ei. Și astfel a rămas spiritul acesta Izabelei, al femeii firești, intrată în biserică. Că a avut poziție, că a fost frumoasă, că a fost îndrăcită, sau cum a fost în final și la urmă urmei. Și Izabela a rămas în biserică ca un simbol al femeii lumești.
aranjată din sprincene până în talpe, care a introdus închinarea la fel și fel de forme străcate, care a introdus curviile, cum spune în Apocalipsa 2:20, că în templul lui Baal și Astartei așa ceva se practica printre altele, și iată-l pe Ahab subjugat în țara lui. Vine într-o zi supărat acasă, un împărat 21 îi spune, eu rezolv. O femeie care, normal, una care curvește mare lucru pentru ea să și ucidă, dar astea merg mână în mână, că porunca să nu ucizi, lângă aia să nu prea curvești. Și astfel poporul s-a străcat încă cu un nivel. La Ieroboam cu un nivel, la Ahab încă cu un nivel. Dar lucrurile s-au dus mai departe. Păcatul acesta a încuscririi s-a întins. Ahab s-a încuscrit cu Iosafat. Și acum rețineți. Ahab era cuscru cu Iosafat. Și acum Iosafat, bietul, avea și el cuscru în Sidon acum. Că ăștia care nu sunt prea pocăiți să pot căsători cu ea de afară și ăștia care sunt pocăiți să încuscriți cu ăștia care sunt pe la jumătate. Și numai o rând de cuscri se pară pe ăștia care sunt pocăiți cu întrebă până în lume. Și s-a deschis filiera. Ăsta dă mâna cu cela, acela dă mâna cu cela și ultimul bagă mâna în priză. Și s-au curentat toți. Iată păcatul acesta a încuscririi și a adoptării lucrurilor străcate. Și au venit idolii din Sidon în Israel și cu ocazia cinstei la nuntă s-au dus direct în Iuda. Și unde a ajuns copiii lui Iosafat? Uitați-vă, citim despre Iosafat, cine a fost el și ce s-a întâmplat. Citim în 2 Cronici 18. Iosafat a avut bogății și slavă din belșug, s-a încuscrit cu Ahab. 19. Măcar că a avut câteva preveniri. 19:2. Cum ai ajutat tu pe cel rău și ai iubit pe cei ce urăsc pe Domnul din această pricină? Domnul i-a mâniat pe tine. A vorbit Domnul prin proroci. I-a mai vorbit încă. Dar uitați-vă în 21:6. Ioram a ajuns pe tron la 32 de ani. El a umblat în calea împăraților lui Israel, cum făcuse casa lui Ahab, căci avea de nevastă pe fatul lui Ahab și a făcut ce este rău înaintea Domnului. Și s-a străcat totul prin păcatul încuscririi și adoptării în țară a lucrurilor rele. Cine și-a permis pentru prima dată să facă așa ceva? Și apoi pe aceea au intrat ceilalți la rând, că după ce ai deschis ușa, știți, după ce se rupe gardul și pe unde intră unul, intră toți. Cine a rupt primul gardul? Se spunea cineva, vorbea la doi tineri, zice, auzi, nu trebuie să grijiți numai să nu vă certați prima dată. De ce alte cer să nu grijiți? Păi normal, că dacă nu te ceri prima dată, a doua n-are când să vină. Aș vrea lucrul acesta să-l înțelegem, păcatul n-are voie să intre. Când a intrat, își face pârte urgent și se lățește. Dar ăla trebuie prins, care păcătuiește primul. Nu trebuie umblat după toți, cum a zis împăratul Siriei, mai numai pe împărat prindeți-l. Care e primul care introduce păcatul? Care e Roboam? Cu viței. După ce i-a introdus și s-a încetățenit vreo două generații viței în mintea lor, n-o du-te scoate acum, trebuia să le schimb creierul la toți. Nici Dumnezeu n-au ce le face, i-a dus în robie. Dar atunci a de prindea unul viței și să fie distruși cum a făcut Moise. Dar n-a avut cine să distrugă viței cum a făcut Moise și apoi s-au întins. Atunci a fost ușor să prindă pe Baal. Dar după aceea, numai 7000 rămânesese în Israel că nu se închinaseră la Baal. Da, m-a spus cu televizorul, de exemplu. Cine o fi introdus primul? Ăla-i Ahab și Izabela. Dar după aia, vedeți dumneavoastră că sunt biserici pe unde nu mai capeți câțiva pe număr care nu au. Că s-a extins. Și aș vrea să privim acum la aceste legi ale fără de lege. În primul rând la două legi ale apariției păcatelor. Tentația și ispita păcatului. Atât e de tentant păcatul, atât de luciu îl face Satan, încât te ispitește. Ceva ce n-ai mâncat îți pare extraordinar și poate nu-i de bun ca ceea ce ai. Spune Biblia în Roman, capitolul 7, nu mai citesc, doar vă amintesc, că legea când a venit și a spus să nu poftești, Satan profită de lege. Poate că în grădina Edenului, nu de foame ajungea Adam să mănânce de acolo, nici după legea probabilităților din întâmplare. Dar porunca aia să nu umble acolo, da, ce-o fi acolo? Și Satan exploatează curiozitatea aceasta, tentația aceasta a omului. Spune Biblia în Deuteronom, capitolul 12, versetul 30. Aș vrea principiile astea de la urmă să le ține minte. 12:30. Ferește-te să nu cercetezi despre Dumnezeilor și să zici, asta e tentația omului. Cum slujeau neamurile acelor Dumnezei? Vreau să fac și eu la fel. Ăsta e omul. Dar cum o fi păcatul ăla? Vreau și eu. Este tentația aceasta în om și care diavolul o exploatează. În Numeri 25:2 am citit acolo că au poftit poporul la jerfe. Și imediat a fost locomos pentru ei și nu că au gustat numai așa pentru o degustare, să vadă cum e mâncarea la moabiți. Urgent au mâncat până au ajuns pe jos. Până s-au închinat până la pământ. Diavolul asta te provoacă mai întâi. Când se fumezi, de exemplu. Cum o fi fumul ăla? E grozav de bun, nu? Pune-te cu capul la coș. Da, mai trage numai o dată. Și după ce ai tras o dată, după fumul ăla mai te-a fumă el. Mai numai o gură. Și este tentația asta. Cum o fi?
Și foarte mulți din curiozitate, din tenta aceasta a ispitei a păcatului și aceasta trebuie să reziști. Asta, tenta asta se numește biblic momeală. Păi pentru pești, ce pui? Ce nu le place? Nu, în vârful unghiței acolo este pusă ceva ce să te ispitească, ce să te tenteze. Un alt principiu, o altă lege afară de legea păcatului, pentru care pătrunde, am putea spune că este păcatul șefului. Dacă șeful păcătuiește, e foarte simplu să intre păcatul. Pentru că la el se manifestă, dacă el manifestă toleranță, influență manifestă din oficiu. Dacă păcătuiește unul din frunte, păi simplu să intre păcatul. Și diavolul în mod special pe ăștia vizează. Că dacă nu ești de aici, să zic, niciunul nu bem și auzim că unul bea, păi discutăm cu el, nu? Dar dacă bea unul dintre ai noștri și de mai comentează dintre ceilalți, da, vezi de treburile tale. Păi de al nostru, nu? Diavolul aici, la conducere, vrea să introducă păcatul. Că atunci pe ceilalți ia din oficiu. Ca ăștia să tolereze și apoi ăștia prin influența care o au, că spune, dacă faci cel mai mare, ce eu nu pot să fac? Asta e o logică a omului, știi? Dacă cel mai mare face, ce eu n-am dreptul? Și să citim puțin ceva în privința asta. Spune Biblia în 2 Cronici 12 cu 1. Roboam a fost pocăit 5 ani, încă nici 5. Când s-a întărit Roboam în domnie, i s-a urcat domnia la cap și a căpătat putere, a părăsit legea Domnului și tot Israel a părăsit-o împreună cu el. Atât au trebuit. Să o părăsească șeful, dacă merg mai multe mașini, nu? La o intersecție, prima trebuie să apuce pe alt drum. Celelalte, pe noi după asta mergem, asta e cap de coloană. Și toți s-au dus după Roboam. Tot 2 Cronici 33, vorba de Manase. 33:9, dar Manase a fost pricina, ăsta șeful, că Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au rătăcit și au făcut mai rău decât neamurile pe care le micise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Apoi spune profetul Isaia, Isaia capitolul 9, versul 16, cei ce povățuiesc pe poporul meu îl duc în rătăcire și cei ce se lasă povățuiți sunt pierduși și ei. De aceea este foarte important cei care sunt în slujbă să bage de seamă să nu intre păcatul la ei, că pe acolo este vizat să intre. Că în rest, de acolo până aici nu vine numai cu antâia, dar de aici până acolo merge ca avionul păcatul. De sus în jos, așa spor are, dar de jos în sus trebuie mare presiune. De sus în jos vrea să intre. Și apoi două principii ale dezvoltării păcatului. Cum se dezvoltă el urgent? Păcatul are o extraordinară putere de fermentație. Ca boala, spuneam. Spune Apostolul Pavel 1 Corinteni 5:6, nu vă lăudați bine, nu știți că puțin a luat, dospește toată plămădeala? Numai puțin să fie, că se mulțește el. Numai puțin să-ți placă să fentezi la cântar, că așa drag te prinde de banii aia suplimentare, de tot ceva zecim mai umbli. Numai puțin să fie. Apoi, Evrei 12. Cu 15, luați seama bine ca nimeni să nu se abate la harul Dumnezeu, adică să prindem pe primul. Pentru că nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune și auzi ce se întâmplă, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați. Dacă am putea, crede că e un alt principiu de funcționare, poftim, păcătuiește unul, el rămâne cu păcatul lui, se cicatrizează, nu se duce păcatul altul. Probabil, dacă n-ar fi contagios. Păi el e cu păcatul lui și n-avem treabă, lăsăm acolo și gata. Nu, se extinde urgent, nu poate să rămână așa. Amintiți doar un caz. Rahela a furat numai niște idoli și i-a ținut pe ascuns în Geneze 31. Dar în Geneze 35 aveau deja o droaie de idoli, toți copiii ei. Dar de unde s-au mulțit? Se mulțesc lemnele uscate? Se mulțește aurul și argintul? Nu, i-au procurat, e urgent, s-au mulțit. Idolii se mulțesc, spune Psalmul 16. Oamenii leargă după Dumnezeu străin. Și cel de-al doilea principiu? Există o lege a obișnuinței și a tradiției. După ce s-a încetățenit păcatul, ei, în generațiile următoare, greu îl mai scoți. Este un lucru banal. De exemplu, Biblia spune, să zic, problema a zecfielii. Că suntem noi de pocăiți, dar nu ne convine că n-am fost obișnuiți cu asta. Și poate unii dau altfel, dar așa nu pot, că s-au obișnuit altfel. De exemplu, Biblia spune, femeia să fie cu părul lung. Du-te într-o biserică unde sunt cu părul scurt, tunse, și spune-le, jumătate de an sau în cât timp vă crește părul, lăsați-l să crească. Să vezi, le mai duci la adevăr? Tu te spune numai într-o biserică unde toți beau sau unde au televizor, cum am zis. Îl dăm toți afară. Din moment ce s-a încetățenit, le-a intrat la inimă, le-a intrat în sânge. Aici s-a cimentat, aici e tradiție. Scoate idolatria de la ei.
Ei, dar când o fi introdus o prima dată, atunci o scotea ieftin, dar acum mai scoate-o acum. N-ai cum să o mai scoți. Și diavolul asta vrea. Auzi, numai să intre în tăcere, puțin se întindă, să prindă rădăcini. Și apoi să se continuă câteva generații, căci rămâne așa. Spunea Domnul Iisus în Marcu capitolul 7, vorbind de aspectul acesta al tradiției, 7 cu 10. Moise a zis să cinstești pe tatăl și pe mama ta, cine nu să fie pedepsit. Voi din potrivă ziceți, dacă un om spune tatălui său sau mamei sale, cu ce te-aș putea ajuta, este corban, adică da lui Dumnezeu. Și ați desfințat astfel cuvântul Dumnezeu prin datina voastră. Cât de puternică a fost tradiția pe timpul Domnului Iisus. Nu cumva în sabat să însănătoșeze pe unul. Și așa se instalează tradiția. Obiceiul rău și păcătos. Și spun oamenii, obișnuința e a doua natură. Și nu i-o scoți asta, că s-a încetățenit în el. Și diavolul asta vrea. Numai o generație să treacă. Ăștia îi parafează. Așa îi naște, așa îi crește. Mă amintim doar un aspect din Ezechiel 20, tot pe linia aceasta. 20:18. Atunci am zis fiilor în pustie, nu vă luați după rânduielile părinților voștri, nu țineți obiceiile lor și nu vă spurcați cu idolilor. Eu sunt Domnul, Dumnezeu vostru, umblați după rânduielile mele, păziți poruncile mele și împliniți-le, sfințiți sabatele, căci ele sunt un semn. Dar fiile s-au răzvrătit împotriva mea și n-au umblat după rânduielile mele și n-au păzit și n-au împlinit poruncile mele. Că între timp se străcase lucrurile și le plăcea de tradiție. Haideți să încheiem uitându-ne așa în mare peste cauzele și efectul păcatului. Vedeți, Satan pleacă de la a ne înșela și spune numai puțin, e grozav, gustă numai puțin. Că așa face la piață unul cu o reclamă bună, nu? Când te uiți la reclamele astea cu țigări, tot unul dăunează grav. Dar imaginea de sus fie mai puternică decât directiva de jos. Mai întâi te înșeală. Și dacă s-ar mulțumi Satana numai să-l înșele, să fi mulțumit să spună despre Adam și Eva, Satana, măi, v-am scos din rai, vă ajunge, hai, de acum descurcați-vă. I-a lăsat în pace? Satana începe prin a te înșela și nu termină până unde se stăpânește total. Că ăsta e păcatul. Și spun oamenii, dar de ce ține strict de asta? Numai pe asta lăsați-o. Dar crezi că diavolul se oprește aici? Mai prostu suntem. Păi diavolul aici se oprește. Nu mai spune numai puțin. Și apoi câte puțin și te duci până în capăt. Asta e numai introducerea. Dar după introducerea aia ascuțit așa ca un con. Dar apoi așa se lățește ca păcatul în lume. Păi acum 2000 de ani n-au fost toți pocăiți? Cum acum atâția creștini sunt așa cum sunt? Dar vine imediat focul peste ei. Ăștia sunt creștini? Cum au ajuns așa? Păi s-a introdus cândva păcatul. Și Satana i-a provocat pe cilea spunând, a, lăsați că e puțin, măi. Știți cum e poezia aia? Că o zice, un vierme mic, hai deschid, de ce un pic pe prag să stau și eu? Da, după vierme a intrat soare cu bufnița și până la urmă lupul și cerpele și toată șleata lui Satan. Așa e păcatul. Dar și putin numai puțin, cât un vâr de ac. Dar așa se lățește ulterior până te termină. Și unde e vina? Acolo când te-a contactat virusul. Vedeți, spune în Deuteronom 32:17, au dus jertfe demonilor, unor idoli care nu sunt Dumnezei, unor Dumnezei pe care nu-i cunoșteau. Dumnezei noi, veniți de curând, au venit câțiva și în țara asta de curând, de care nu se temuseră părinții voștri, ai părăsit stânca care te-a născut și ai uitat pe Dumnezeu care te-a întocmit. Iată cum pătrunde păcatul. Eu vă reamintesc aceste capitole care le-am studiat acum. Păcatul a pătruns prin Satan și în îngeri, Dumnezeu cu ei și-a încheiat deja conturile, ei așteaptă o sânda fără drept de apel, dar a pătruns în Adam și l-a păcălit enorm, cu nimica. Dar de atunci greul și blestemul peste el. A păcălit pe Balam pentru niște bănuți și a murit și nici nu a apucat să-i folosească vai de el, nici nu a apucat să ajungă cu ei acasă. Omul care văzuse pe Dumnezeu și-a permis să strice din porunci și din cuvânt. Nu-i chiar așa. Și câți predicatori sunt și a spune Pavel 2 Corinteni 2:7, cei mai mulți strică cuvântul. Și când îi auzi cum predică, da, ce e asta, frate? Da, se poate, dar nu-i chiar așa. Auzi pe Balam. Auzi pe Balam care vrea să ne slobodă să fim una cu lumea. Apoi apare Ieroboam. Doi viței. Dar în jurul acelor viței s-a înșfiripat tot păcatul. Apoi Ahab, am cu scrire, dar sunt neamuri, dar cum să-i jignești?
Și apoi încă o rând cu scrire și din lume până în templu, numărul bedenii. Tot s-a făcut un neam, ca la turnul Babel. Și satana a avut acces liber. Pentru că sunt câteva principii de care trebuie să ținem cont. Există o tentație extraordinară a păcatului. Pare locomos. Și în al doilea rând, diavolul vrea să intre de sus în jos, prin șefi, prin conducere, că dacă intră pe ăștia, la el e volanul. Așadar, să nu slăbim nimic de la adevăr și în ce suntem slăbiți, să ne întoarcem urgent, până nu se întinde păcatul. Domnul să ne ajute. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.